La 156 de ani de la înfăptuirea Unirii Țării Românești cu Moldova, sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza, Liceul Teoretic Ion Ghica din Răcari, împreună cu Primăria orașului, au organizat celebrarea acestui moment deosebit în istoria națională, omagiind astfel înaintașii și cultivând sentimentul național. În deschiderea activității au fost rostite și la Răcari discursuri privind importanța evenimentului istoric. Sărbătorim astăzi un moment istoric cu semnificații deosebite pentru națiunea română. La 24 ianuarie 1859, România au reușit să treacă peste interesele meschine de grup și să facă în așa fel încât să primeze interesul național, punând Europa în fața faptului împlinit. Unirea celor două principate române. Unirea Țării Românești cu Moldova a reprezentat voința cea mai arzătoare a poporului, exprimată în mod democratic în cadrul adunărilor ad hoc. Prin voia lui Dumnezeu, acum 156 de ani, s-a realizat unirea principatelor române, etapă providențială a străvechiului vis de unitate națională a românilor, aniversare care ne oferă posibilitatea să celebrăm unul din marile daruri ale Creatorului pentru neamul nostru. Încercăm, împreună cu ceilalți cărmuitori, dacă doriți, ai instituțiilor din localitate și din județ, să nu lăsăm să treacă niciun eveniment important din istoria națională, în primul rând, istoria județului și, în special, din istoria localității. Sunt convins că mulți dintre, sau o parte, să nu spun mulți din cei prezenți, și-ar fi dorit ca astăzi să aibă un alt program. Dar sunt convins că după ce se va termina această festivitate, puțin vor mai regreta că nu și-au dedicat ziua unui altui eveniment. Elevii școlii gimnaziale Răcari au dat viață pentru câteva minute personajelor din piesa Moș Ion Roată și Unirea, impresionând audiența prin calitatea și expresivitatea interpretării. Corul liceului, alături de elevul Ticu Andrei de la școala gimnazială Ghergani, au omagiat spiritul și sentimentul patriotic de care au dat dovadă înaintașii noștri. Hai să vedem hora! La finalul manifestării au fost premiați elevii care au participat la concursul organizat pe tema Unirii, Alexandru Ioan Cuza, omul și epoca sa.